Capitolul 5. În adevăr, orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. El poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Și, din pricina acestei slăbiciuni, Trebuie să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru ale norodului. Nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aaron. Tot așa și Hristos nu-și a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și cum zice iarăși într-alt loc, Tu ești preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, și, fiind ascultat, din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și, după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tii adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul.